Luis Mariano a devenit numele de scenă a celebrului tenor născut în Spania la 13 august 1914 ca Mariano Eusebio González y García pe numele său complet. I-a plăcut de mic muzica, dar situația financiară precară și declanșarea războiului civil din Spania natală îi amâna pregătirea profesională ce și-o dorea și mai mult decât atât, conflictul intern spaniol îl determină să plece în Franța la Bordeaux. Aici, în țara de adopție, începe să cânte prin cabarete și grație unui sprijin primit din partea unei feminine, ajunge să poată studia la conservator. Anul 1946 este cel în care Mariano devine celebru, opera lui Francis Lopez, La Belle de Cadix, contribuind esențial la acest lucru. La Belle de Cadix ne veut pas de l'amant, tic tic tic, aïe aïe aïe, tic tic tic, aïe aïe aïe, tic tic tic, aïe aïe aïe, ne veut pas de l'amant. La Belle de Cadix est partie un beau jour. La Belle de Cadix est partie sans retour. În scurt timp, Mariano, spaniolul adoptat de francezi, este văzut de specialiști ca fiind cel mai popular tenor de operetă al secolului al XX-lea, calitate pe care, se pare, Luis a încercat să o lase posterității. Cariera recunoscutului muzician cuprinde și câteva filme în care a jucat, printre cele mai cunoscute astfel de titluri, numărându-se și I Like Only You, 1949, Not Any Weekend for Our Love, 1950, Candide ou l'Optimisme au 20e siècle, 1960, sau Serenade au Texas, 1958. Dar oare cum ar fi ajuns la aceste performanțe profesionale lui Mariano, fără să fi fost luat sub oblăduirea celei cunoscute ca Jean Lagiscard, presupusa responsabil a unui magazin de discuri din Bordeaux-ul anilor apropiați debarcării artistului în Franța. Ma serenado, ma serenado Texas. De mon cœur qui la fredonne, qu'a-t-il se donne, au grand amour, je viens.